Bună seara! Bine ați venit la o nouă emisiune la tablă. O avem invitat pe doamna Rodica Baciu, candidat la primăria municipiului Târgu Mureș. Această emisiune nu este plătită, nu este publicitară. Vedem omul fără mască și încercăm să aflăm mai multe detalii despre proiectele doamnei Baciu, dar aș vrea să îmi comentați pe Facebook, pe site-ul emisiunii, pagina de Facebook a emisiunii, dacă aveți ceva nelămuriri sau și niște grozăvii despre doamna Baciu, despre care nu știe absolut nimeni, dar să fie cu bun simț, vă rog frumos, încercați fără atacuri la persoană și vom procede la drum. Bună seara, doamnă! Bine ați venit la emisiunea... Nu suntem la tablă, suntem la Jurnal de Mureș. Am uitat, eu făceam... Mi-a furat patronul emisiunea, Bogulu, marți, și acum am făcut schimb cu el și am venit la Jurnal de Mureș. Deci sunt puțin dezorientat. Suntem la Jurnal de Mureș, nu la tablă. Marțea viitoare ne vedem. Acolo. Bun găsit, oricum, și la Jurnalul de Mureș și la tablă, și vreau să spun că îmi place mult și că ați pronunțat celălalt titlu, la tablă, pentru că la școală ieșea mult la tablă. Mai ales la matematică, scăpam clasa, eram clasa 7-a, 8-a, la școala generală numărul 14 și colegii mei se bazau. Ți-ai făcut tema? Bine, noi nu. Vezi, ești la tablă. Și făceam tema în clasă cu profesoara și era numai bine. Deci îmi place și la tablă. Deci înseamnă că v-ați făcut temele pentru a ieși la tablă pentru funcția de primar. O funcție destul de grea, din punctul meu de vedere. Pe mine, dacă m-ar forța cetățenii acestui oraș, ipotetic, să mă duc acolo, nu aș vrea fără o echipă foarte puternică în spate. Că degeaba suntem noi buni pe ceea ce facem dacă nu avem echipă. Și bănuiesc că dumneavoastră aveți o echipă, nu? Da, echipa mea sunt cetățenii, toți oamenii de bine din acest lăsați, oraș. Că astea sunt chestii electorale, le spun toți, doamne, orașul, cetățenii mă ajută. Nu, aveți o echipă, nu știu, pe economic, pe juridic, pe fonduri europene, pe dezvoltare, pentru că degeaba avem noi echipa cetățenii, care cetățenii aruncă pe jos mizerie, pentru că nu sunt pedepsiți de edil, cum se întâmplă la Blaj și în alte orașe civilizate, că dacă nu poți cu vorba bună și nu ai cum în acest oraș, atunci trebuie să ridici puțin bățul ca să vadă lumea că există un stăpân în acest oraș care veghează la bunăstarea cetățenilor, la siguranța lor și la salubritatea acestui oraș, până la urmă, din toate punctele de vedere. Mă scuzați că am deraiat cam mult. Da. Deci aveți echipa respectivă? Cu siguranță am echipa și o să vă spun și care este echipa. Deci până acum, în ce am făcut în domeniul antreprenorial, am construit o echipă de la zero. Am oameni colaboratori în mediul antreprenorial de tot felul. Spuneți-mi că eu n-am citit despre dumneavoastră foarte multe, că nu vreau să fiu influențat. Cum ați început afacerile? Pentru că sunteți un manager de succes, aveți mai mulți angajați decât are primăria, aveți o cifră mai mare decât bugetul primăriei, cifră de afaceri sau... Cifră de afaceri, da. Deci sunteți cumva o primărie deja, exact, în firmă la dumneavoastră acolo, care funcționează impecabil, spre deosebire de instituția noastră. Nu știu dacă veți reuși și, să presupunem că ajungeți primar, dacă veți reuși și aici, pentru că îi luați pe niște oameni, nu-i construiți la zero. Dar spuneți-mi, cum ați început dumneavoastră, că la 19 ani erați însărcinată sau ați născut primul copil? Am devenit mamă la 19 ani. Așa. După ce am împlinit 19 ani, la câteva zile, am dat naștere unui băiat care acum are 30 și un pic de ani și este și el tătic la vremea asta. Sunteți bunică? Da, sunt bunică de 3 ori. Wow. Am un nepot de la fiica mea de 4 ani, un nepot de 2 ani, tot de la fiica mea, ea fiind al 2-lea copil. Știți că fetele o iau un pic înainte. Și un al 3-lea nepot de la fiul meu, care are 2 luni și jumătate. Wow! Tot să fii sănătoși, îi protejeți Dumnezeu să ajungă cât mai departe în viață. Revenind, 19 ani, un copil. Cum ați ajuns acum să aveți totuși o mică avere, bănuiesc, adunată? Dacă ar fi, v-ați supăra într-o zi și atunci, eu vreau să-mi dedic toată viața lui Dumnezeu, că știu că sunteți foarte credincioasă și vreau să mă retrag undeva într-o pădure, să-mi fac o mănăstire sau un lăcaș de cult, să spunem, să vând tot. Ați fi milionară, bănuiesc. Am familie. Avut oportunități din astea, dar viziunea mea și ce am primit eu în conștiința mea de la Dumnezeu a fost cam diferit. Am primit motivație să continui pentru că noi ne închinăm lui Dumnezeu și cu munca noastră. Cum zicea Luther, munca este rugăciune, rugăciunea este muncă și toată dezvoltarea sistemului capitalist și dezvoltarea înfloritoare care a fost în vest, că la noi n-a putut ajunge din cauza comunismului, s-a bazat pe fă lucru cât de bine se poate, cu excelență, ca și cum te-ai închina lui Dumnezeu. Și asta i-a învățat Luther pe oameni, el care a făcut reforma. Dar recompensa sunt banii, despre care se spune că sunt ochii celui cu... Nu, asta nu scrie în Biblie. Nu scrie? Scrie în Biblie că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și bine că vorbim în emisiunea asta despre acest subiect. De ce? Nu banul. Un alt specialist, sigur, creștin mă gândesc, un mare om de știință, Steglitz, scria într-un articol: nu banul mișcă lumea, ci creditul. Deci gândiți-vă că mai mulți bani sunt virtuali și așa mai departe și bani împrumutați. Nu banul este problema. Problema este iubirea de bani. Când banul este pus mai mult, mai sus decât omul de lângă noi, mai mult decât familia, mai mult decât Dumnezeu, atunci am căzut în pericolul lăcomiei, atunci vine corupția, atunci vine nedreptatea și toate astea. În rest, banii sunt o resursă foarte importantă și binevenită. Atât că e vorba de o firmă, de o biserică și mai ales de o primărie. Bun, dar cum ați ajuns dumneavoastră din... Sunt proveniți dintr-o familie bogată? Nu, o moștenire, ceva? Nu. Cum ați ajuns totuși la o cifră de afaceri impresionantă, să conduceți 1000 sau 1000 și ceva de oameni? Nu au trecut mulți ani de atunci. Nu. Au trecut 30 de ani. M-am născut în Târgu Mureș într-o familie cu 4 copii, o familie normală, de muncitori, oameni simpli. Am locuit la bloc. Părinții noștri și-au dorit foarte mult să învățăm. Soțul meu vine dintr-o familie cu 10 copii și a crescut la țară. Ne-am căsătorit și n-am avut nimic, am stat în chirie și până l-am avut pe primul copil, cred că am schimbat chiria de 2 ori, a fost groaznic. Apoi, făcut buletin de Târgu Mureș. Am avut Târgu Mureș. Eu am născut în Târgu Mureș. Dumneavoastră ați făcut buletin de București, filmul, mai țineți minte? Filmul București. Da, acum... L-ați adus de la țară, am înțeles. Nu vreau să spun asta, era aici și a avut un mare dar de a face business, a avut așa ceva înnăscut și am început să facem o mică companie de transport cu un camion foarte vechi pe care cumva cu bani împrumut de la rude l-am cumpărat, că nu se dădeau credite la bănci. Am deschis în 93 prima firmă care funcționează și astăzi. Făceam transport de marfă pentru firmele din oraș. Erau diferite companii care aduceau alimente de la București, de la diferite fabrici. Așa cum am spus, aveam și un copil, apoi, după câțiva ani, ne-am propus un criteriu de a selecta transporturile care le facem. Și am zis, măi, noi nu mai transportăm alcool, pentru că nu e un lucru care ajută oamenii. Așa i-a venit soțului meu. Și făcând el această selecție creștinească, eu am zis, ok, am trecut printr-o vale, că aveam și clienți care aveau alcool și trebuia să-i refuzăm. În momentul acela am început să primim să ni se deschidă ochii spre alte oportunități de afaceri. Și am început în parteneriat cu un domn de la Mediaș să importăm, de fapt el le importa și noi eram aici un punct de desfacere, piese din dezmembrări. El ne-a și creditat cu credit furnizor, că n-am avut bani și nici băncile pe vremea aceea nu prea aveau, nu era creditul cum este astăzi. Era doar Bancorex și cu băieții cu biletele la ordin, dacă vă amintiți. Banca Religiilor, Banca Internațională a Religiilor, am luat la un moment dat un credit și am ajuns la o dobândă în perioada Caritasului. Era dobânda 170%. Mă rog, și de valorizarea pe măsură, dar era foarte greu. Însă, cu timpul au apărut și creditele. Ele sunt foarte bune, n-am rămas cu niciun credit neplătit sau dobânzi sau altceva. Suntem un client excelent pentru toate băncile. Mă întorc înapoi la evoluția noastră. După deschiderea acestui punct de lucru, vânzare piese din dezmembrări, am deschis un magazin de piese noi. Acolo era o știință să știi să cauți piesa potrivită pentru fiecare mașină. De la doi oameni care ați pornit dumneavoastră cu soțul, bănuiesc. Da, apoi a fost un șofer de camion, alt șofer de camion, pe urmă au fost doi oameni, dar în general erau din familie, frați, cumnați și tot așa pe diferite posturi, consilier vânzări piese auto. Și acum sunt în firmă. Da, sunt în firmă și acum ei sunt directorii de departamente pentru că au construit de la zero. Fratele meu este directorul de aprovizionare, cumnatul meu este directorul comercial, o altă cumnată este director logistic, deci și pe lângă ei sunt foarte mulți oameni care s-au adăugat pe parcurs. Am ajuns la 100 de oameni, am ajuns la 200 de oameni, am început să deschidem puncte de lucru în țară, să fim aproape de clienții noștri pentru că ne adresam la servisuri auto, la flote, la societăți de asigurări. Și acești clienți trebuiau vizitați, trebuia să îi consilieze cineva cum fac când au un retur, cum găsesc piesa potrivită. Între timp am creat o rețea de aprovizionare, aduceam piese originale la comandă din Germania, de la diferiți furnizori, zilnic veneau și cu regularitate, pentru că omul prelua reparația și se baza pe noi că îi aducem piesă. Apoi am început să facem stocuri, am construit depozitele de la Cristești, am construit depozitul actualul centru logistic și acum intrăm într-o nouă etapă în care construim, dublăm capacitățile de depozitare de acum. Avem 26 de depozite regionale și avem pe lângă asta și câteva reprezentanțe. Deci avem reprezentanța Skoda, Ingricop din Târgu Mureș, Dacia, Renault, Nissan. Lăsați la Skoda, că mie îmi place mașina, rămânem la ea și nu mai facem reclame, că după aceea o să vină patronul și o să ne ceară bani pentru pronunțarea unor nume de firmă și n-a spus firma dumneavoastră, fix, ați pomenit de altele. Dar revenind, credeți că noi trebuie să importăm, apropo de piese, un primar aici care să rezolve problemele orașului sau îl avem născut aici? Dumneavoastră aveți credința, am discutat cu dumneavoastră la cort, pentru că eu am încercat să mă apropii de toți candidații care nu au fost recalcitranți, avem și cazuri, after, să zic așa. Dar deci, am cazul discutat... meu sigur n-a fost. Nu, sigur. A fost o plăcere. Eu v-am lăudat de câte ori am avut ocazia în direct. Mulțumesc. Și în reluare. Cum i-am lăudat și pe alți contracandidați de dumneavoastră, care sunt niște oameni de bun simț, cu credință și care fac bine comunității, din poziția mică a lor, pe care nu la nivelul dumneavoastră. Dar vreau să vă întreb. Avem acum, la această oră, trei oameni de afaceri important, aș spune eu, mai puțin, dar totuși să-l menționez, că a fost cândva foarte important, în competiție. Domnul Cosmin Pop, Radu Pescar și, desigur, dumneavoastră. De ce nu... Toți sunteți independenți. De ce nu poate exista? Nu, domnul Pescaru nu este independent. Da, este, mă scuzați. El oricum se comportă ca și cum ar fi de unul singur și așa se pare că și formațiunea lui. Nu, da, să nu greșim. Da, să nu greșim, dar într-adevăr, da, el se comportă ca și cum ar fi independent și nu trebuie să dea cu nimănui pentru nimic din ceea ce face în viață. Nici măcar lui Dumnezeu n-are el treabă cu astea. Revenind, nu se putea face o alianță a oamenilor de afaceri în care cineva, pe baza unui sondaj, să fie susținut de ceilalți doi? Se putea și vreau să vă spun că anul trecut, la festivitatea de decernare a premiilor de către Camera de Comerț, unde și domnul Pescaru este membru și activ, încă dânsul era cel care ne dădea premiile, acolo ne-am întâlnit, am discutat, eram împreună cu soțul meu și frământați de problemele orașului, știind că se ocupă și de subiectul acesta, am povestit și spunea dânsul că se caută de către toate partidele un primar independent și atunci i-am spus că suntem foarte interesați, adică simt că am această chemare. Acum, de ce? Sigur, unele remarci, așa că totuși nu o femeie, n-a fost, dar poate că nu ăsta a fost singurul motiv. Dacă tot vorbim sincer și nu răspundem cu da și nu, deci au fost discuții. Domnul Pescar chiar a știut de mine și el mult timp s-a tot uitat după candidatul independent, pentru că dânsul nu era independent. Dânsul nu era independent. Ei, nu... N-a fost... O chimie, să spunem așa, sau o înțelegere. Deci, asta vreau să spun, că eu m-am oferit, nu am fost persoana care m-am trezit, vreau să candidez independent, nu vorbesc cu nimeni, ignor pe toată lumea. Eu am vorbit. Da. Dar, na, probabil că nici nu era bine. Asta fiind unul dintre avantajele democrației, adică oamenii se pot alege... Da, dar care credeți că sunt șansele, având în vedere că sunt 7 candidați, să spunem, români, și Zoltan Szőcs este român, chiar dacă e de etnie maghiară, când avem un vot etnic, deci nu putem să le excludem din discuție, oricât sunteți dumneavoastră de simpatică și de, cum să spun, generoasă cu celelalte minorități sau etnii din zonă, pentru că știu că aveți ocupați cu fundații de copii și mergeți în Valea Rece și în toate părțile și nu discriminați pe nimeni. Nu numai în Valea Rece, și în județ și în alte localități din țară. Chiar noi am avut o practică ca familie, scuzați acum că v-am întrerupt, mergeam împreună cu copiii noștri, încă pe când erau mici, în timp ce afacerea creștea încet și în anumite perioade făceam cumpărături, încărcam mașina și mergeam la familii să vizităm și asta a prins atât de bine, atât pentru oamenii aceia care au simțit că cineva e alături de ei, dar cât și pentru noi, să vedem cum se trăiește în condiții mai grele și să putem fi mulțumitori că unii se plâng că vai ce mult avem de lucru, vai cât muncim noi. Dar gândește-te că altul nu are condițiile tale de muncă, nu are oportunitățile tale și, da. Corect. Așa este. Și cum trăiește orașul? Cum îl vedeți dumneavoastră că trăiește? Acum că aveți casă pe platou Cornești? Da. De mai mulți ani locuim pe strada Aluniș. Acum nu-i chiar pe platou. Că... Nu-i chiar pe platou. Deci... Unde locuiesc eu, da. Da, da, am înțeles. Dar reușiți să ajungeți din nou în casele oamenilor care au anumite probleme. Da, personal, nu doar să trimiteți pe cineva, nu, ia 1000 de euro, cumpără niște alimente și du acolo, nu? Mergem acolo și oamenii de tot felul vin la noi acasă. Deci nu suntem închiși într-un glob de sticlă. Și am făcut asta și în pandemie. Noi nu ne-a fost frică să ne întâlnim cu oamenii, că ne îmbolnăvim sau ceva. Mă bucur să aud asta. Da, da, deci am fost și antivaccin, și antimască, și antidistanțare socială și acum nu ne mai poate amenda nimeni. S-a dovedit că erau și ilegale acele ordonanțe de urgență, doar că unii începând pe plan local de la primar în jos, mergeau cu mască și vorbeau cu mască la televizor. Eu atâta prostii, îmi cer scuze și sper să mă ierte Dumnezeu, că știu că sunteți foarte credincioasă, dar atâta prostii e mai rar. Ești singur în casă, spui masca și vorbești la televizor. Ești sănătos? S-a indus o frică. S-a indus o frică și o manipulare. Să reauziți-o din laptop în om? Să ne ajute Dumnezeu să scăpăm de asta, să nu mai primim încă vreo... Asta a fost un exercițiu. O să vedeți că o să mai urmeze din ce informații se vehiculează. Acum nu intrăm în teoria conspirației. Ne luăm de conspirația mediocrității, imposturii, incapacității de dezvoltare a acestui oraș, și fără planuri foarte mari de-a lungul celor 34 de ani. Eu am multe reproșuri la adresa tuturor celor care au fost la putere și doar simpli în politică. Că trebuia să facă ceva. Adică nu merge cu X, îl schimbăm, o facem cu Y. Nu poți să, la infinit, dacă vezi că un om nu performează și cel mai tare este irritant pentru popor, și pentru mine ca jurnalist și mai tare, pentru că eu îi văd mai des pe oamenii politici, aroganța. Adică superioritatea în care vin și îți povestesc că de fapt ești ding-ding și nu înțelegi tu că el face, lucrează, dar nu se vede nimic. Adică aveți doar mizerie, vezi blocaj, cum avem și în zilele noastre în oraș. Nu știu unde ajungem. Deci ajungem la nebuni mai repede decât prevede planul, să spunem așa. Pentru că stresul ăsta, desigur, provoacă boli. Noi suntem îndepărtați de rădăcinile creierii acestei lumi. Dacă nu suntem nici credincioși, nici nu ne iubim familia, nici nu iubim pe oameni, unde? Iubim doar banii. Cum ați spus, nu-i bine. Revenind, cum credeți dumneavoastră, care credeți că sunt principalele probleme ale administrației Șoș? Pentru că de-aia vreți să candidați, să fiți primar, nu? Că nu merge bine ce face el. Acum, nu vreau eu să fac niciun atac la nicio persoană, dar eu vreau să v-ați referi foarte frumos la o perioadă de 34 de ani, în care nici dumneavoastră nu sunteți mulțumit cum a evoluat orașul. Deci nu fac atac la nicio persoană. Fiecare, fiind ales, a dăruit orașului atâta cât a avut el. Însă ce am văzut eu că a lipsit? A lipsit o planificare strategică pe termen lung. Deci noi nu știm nici în ziua de astăzi, bun, unde sunt următoarele bulevarde, următoarele cartiere, următoarele parcuri. Pentru că eu m-am născut la Târgu Mureș aici și părinții mei m-au dus de mânuță la weekend și la platoul Cornești. Tot acolo pot să-i duc și eu pe nepoții mei. Vă dați seama? Deci nu s-a schimbat nimic. Nu a apărut o nouă atracție turistică, ceva, lucru impresionant, unde să mai ai o alternativă. Ei, și măcar alea două, dacă ar fi. Avem platoul Cornești, dar ar putea fi mult îmbunătățit din punctul meu de vedere, atât, nu mai spun de weekend, care ar putea să fie o perlă. Mulți vin din Mediaș, din Cluj și mai departe la strandul nostru. La spaurile de aici, dar alea nu s-a primărie. Și la weekend. Weekendul care este acum îngrădit ca la pușcărie cu sârmă, adică mi se pare jignitor pentru orice om care vine și vede această... A spus domnul Șoș că este pro bono gardul. Dar ia-l, domnule, acasă la tine, că poate ai nevoie acolo, la curteni. Oamenii aceștia trebuie să vadă iarba, să vadă natura. Noi, dacă nu suntem în comuniune, să spunem, cu natura, suntem distruși din toate punctele de vedere. Și cum ajungem noi la natură? Dacă ajungi platoul Cornești, te mănâncă ursul. Dacă nu te mănâncă ursul, calci în tot felul de nu mai spun ce. Te împiedici de lemne, de mizerii și mai departe. Nu ai locuri de distracție. Astea sunt două exemple care le-am dat, dar ia uitați-vă ce este pe stradă. Navigăm foarte greu și stăm în trafic. Sunteți subiectivă, numai... doamnă, o să vă spun cei de la UDMR, pentru că nu ați învățat să luați autobuzul. Ia să stați în autobuz. Adică tot... Da, și autobuzul tot așa de încet merge. Știu. Adică nu... Da, stați în autobuz, măcar. Nu e nicio diferență. Da, în autobuz mergem mai mulți, poate scoatem câteva mașini de pe stradă. Ei, acum cu reparațiile care se fac, cu toate lucrurile astea, se blochează traficul și mai mult și oamenii sunt și mai nervoși, așa cum am zis, mai nesănătoși și mai stresați. Ei, asta e tot o lipsă de planificare pe termen lung, pentru că am mai zis-o și în alte emisiuni unde am fost invitată și o mai zic o dată, să mă scuze dacă mă repet unii, nu s-a gândit că va crește parcul auto. Noi, în România, avem undeva la 430 media de autovehicule pe 1000 de locuitori. Media europeană la 500 și ceva de... Deci cumva avem încă 100 de vehicule la 1000 de locuitori până când ajungem la media europeană. Dar în Europa sunt țări care noi ne-am dorit să ajungem acolo, gen Cehia, Polonia, țări foste comuniste. Până la acele țări mai avem 200 de vehicule pe 1000 de locuitori. Acum, noi ca și oameni în domeniul automotiv, ne-am uitat la statisticile astea cu ani în urmă și am văzut și am zis, ok, e clar că parcul auto va crește. Am vorbit cu producătorii și toată lumea ne-a confirmat asta și ne-am pregătit. Cum? Am construit un centru logistic, o infrastructură, ca noi să putem deservi această populație, acest car park care circulă acum pe stradă. Însă, orașul nu s-a pregătit. N-avem pod, oamenii au plecat în Unirii, au plecat în cartierele de peste Mureș și noi nu ne-am gândit că ei vor merge și vor veni în fiecare dimineață, pentru că tot aici lucrează. Ei, nu s-a gândit cineva unde vor parca oamenii, pentru că a avea mai multe mașini în oraș e o sursă de venit, da? plătim impozite pentru fiecare mașină și e un semn de bunăstare. Deci asta cred eu că așa fundamental, viziunea pe termen lung și asta trebuie, pe lângă urgențele care sunt, trebuie făcut ceva urgent pentru descongestionarea traficului, dar trebuie mai mult decât pentru ziua de azi sau pentru următorii 4 ani, că se gândește așa tot din 4 în 4 ani planul, trebuie să facem ceva pentru 20 de ani, pentru 50 de ani, să vedem cum împărțim zona asta, cum gestionăm. Și atunci primarii, cei care au fost peste tot în țară, nu doar aici, se gândesc cum împărțim noi banii. Nu cum împărțim pe 10 de ani ce povestiți aici. Adică cineva are viziune pe termen lung, pentru că așa trebuie să gândești. Dom'le, bun, am intrat în domeniul ăsta, dacă mă dezvolt, încerc să fac asta și asta. Exact. Și e de pe parcurs, că poate te lovește, nu știu, un boom de ăsta financiar, devenim toți, descoperim, nu știu, gaze sau aur prin cursele noastre și ne cumpărăm și mai multe mașini. Deci trebuie să fiți pregătită, să mai faceți un depozit și încă niște magazine pentru... Păi chiar îl facem, acum lucrăm la încă 10.000 de metri pătrați. Oamenii au găsit aur și aduc mașini atunci. Dar ce veți face cu mașinile astea dacă noi să avem... Ajungeți primar. Și avem Gheorghe Doja cu o bandă pentru mașini personale dus și una întors. Pe sens, da, o bandă pe sens. Restul autobuze și taxiuri. Vrei să duci la cumpărături? Că eu asta încerc să le explic oamenilor de-a lungul... timpului cu acest proiect care mi se pare ieșuat cum e făcut acum, dar e doar părerea mea, poate aveți o altă opinie. Ce ne facem cu o singură bandă pentru mașini personale? Este foarte strangulat traficul, adică ne gândim că proiectul acesta o fi fost făcut de mult și nu a fost adus în... El a fost inițial cu 2 benzi. Propunerea a fost pentru fonduri europene, făcut proiectul pe 2 benzi. Îl poți modifica proiectul în timp, da? Și cei din actuala administrație l-au modificat în așa fel să fie cu bandă, pentru că s-au gândit ei că au adus autobuzele și alea să funcționeze și noi să nu mai putem ajunge la pădure dacă vrem, de exemplu. Totuși l-am auzit pe domnul primar Șoș într-o emisiune și a spus că încă nu. Deci să fim cu speranță. Da, a spus că va face... Că am auzit încă, și nu va fi, încă nu va fi o singură bandă. Bun, eu dacă dumneavoastră... Probabil că până când se va implementa asta cu o singură bandă, să sperăm că nu, se va găsi, se va da drumul la acea arteră ocolitoare care merge de la autostrada Transilvania până în Sâncrai, acea centură, apoi cealaltă pe la Livezeni. Aici, sigur, e și implicarea Consiliului Județean și trebuie o colaborare strânsă. Însă, da, până când acele proiecte se vor întâmpla, ele sunt în fază de proiectare și de studiu de fezabilitate și de așa mai departe. Deci încă până când o să iasă utilajele pe zonă, mai avem un pic de așteptat. Și cât credeți că vom avea de așteptat? Eu, din ce am citit, se spune că undeva pe la mijlocul anului 2027. Deci va fi de așteptat încă. Acum podul... Încă 3 ani. Da, dar 3 ani trec greu cu traficul ăsta, așa. Podul care se propune între cartierele Unirii și Aleia, iarăși este doar în fază de proiectare. Acum, după... Ăla de pe Aleia Carpați, făcut din... schițat, din, nu mai știu, din 2019, ceva de genul acesta... Din ce am vorbit eu și cu fostul primar și cu cei care l-au susținut liberalii, ei au spus că acel proiect a durat studii de fezabilitate, modificare, SF, tot ce reprezintă acele documentații, a durat undeva la 4 ani. A spus, dacă acum vrei să faci un pod, să o iei de la zero, mai deștept încă 4 ani, până obții toate avizele și finanțarea. Acum, eu nu pot să spun dacă au dreptate sau nu, dar orice proiect, dacă are niște factori de accelerație, și am făcut, da, și la noi proiectele pe care le-am făcut puteau să dureze 10 ani, mai ales că sunt în privat și banii sunt cu dobândă și obții mai greu. dar am găsit soluții, adică trebuie să te duci, să te lupți pentru avizele alea, că nu vin autoritățile să te caute, uite, am auzit că te gândești la un pod sau la un depozit și ți-am adus noi avizul și așa. Deci acolo trebuie presiune, trebuie o mână așa păi, mai... Avem aici, lângă noi, la Ungheni, un primar care a făcut un pod peste Mureș. Da. În cât timp crezi că l-a făcut? Nu știu, dar bănuiesc că se poate face în 1 an și jumătate. Într-un an. Fix. Deci primarul din Ungheni a făcut un pod peste Mureș într-un an. Sigur, probabil că nu e ca acesta de care vorbim noi, că e sigur cu mai multe benzi și așa mai departe, dar eu cred că se poate face. Îl facem 2 ani, nu-l faci într-un an. Spune că a tot e mare podul. Mai intri și cu, vor să facă contracandidatul noastră, domnul Szőcs, spunea că vrea să facă un subpasaj, din ce am înțeles eu, cu echipa liberalilor. Tot pe la unde cocoșul de aur să fie un pasaj. Să poți trece și pe jos și pe sus. Ca să descongestioneze. Da, ceea ce nu e o propunere pentru intersecția aceea de la Cocoșul, care și aia are problemele ei. Nu numai că e un singur pod, deși sensul giratoriu acolo. Adică... Deci totul e cumva amețit aici în oraș. Care sunt? Ați ajuns primar și spune, domnule, eu am un mandat 4 ani. Care sunt cele mai importante proiecte pe care vreți să le lăsați moștenire orașului? Pentru că nu trebuie să ne gândim ca actualul primar, că domnule, vreau mandat pe 10 ani, nu vreau pe 50 de ani, nu vreau până când mor. Dacă se poate și după să fiu primar. Dumneavoastră aveți un mandat doar de 4 ani. Poate ajungeți primar, nu se știe. Sondajele arată că toți 6 ați câștiga dintre contracandidați. Sondajele fiecăruia. În fine, când ajungem la realitate, vom vedea pe 10 iunie cât, dacă vor fi mai mulți primari în același timp. Care sunt proiectele dumneavoastră esențiale? Uitați cum a făcut Bernardi, da? Palatul Culturii și Palatul Prefecturii. Alea rămân de 100 și ceva de ani. Dumneavoastră ce vreți să faceți? Da, dau și eu un exemplu. Am văzut la Bistrița o construcție foarte frumoasă, făcută în 3 ani, o sală polivalentă și are 7000 de locuri. Ok, noi vorbim acum de circulație, deci se pot face și într-un mandat multe lucruri. Eu cred că cel puțin aceste lucruri despre care am vorbit, podul și legătura dintre autostradă, acea centură până la Sâncrai, podul aici la Unirii și Aleia Carpați, se pot face cu o implicare și cu o dedicare, cu hotărâre se pot face acestea și mi-aș dori foarte mult. Apoi, nu cred că un primar ar trebui să își propună ok, fac un proiect și gata. Nici într-o companie, bun, te focalizezi pe o anumită activitate și pe ceea ce este mai grav. Dar trebuie să ai în vedere mai multe lucruri. Este evident asta, și... dar un proiect, deci orice primar va veni, va trebui să repare școli în continuare, să repare grădinițe, să repare drumuri. Deci să deschidă grădinițe noi. Da, nu face niciun primar din buzunarul lui, așa cum se laudă toți primarii, că am făcut eu. Nu. Ai făcut din banii noștri și tu ai fost angajat de către noi, da, prin votul nostru, să faci asta. Exact. Bun. Deci astea oricum merg mai departe, dar proiecte care să rămână moștenire, cum sunt cele 2 clădiri de care am menționat a domnului Bernardi, da? Maghiar, da? Ca să nu creadă cineva că am ceva cu ei. Da. Mergem la Miercurea Ciuc, ne uităm acolo, un singur semafor, nu auzi un claxon. Toată lumea se merge liniștită pe străzi, e curățenie, e totul impecabil, nu ai ce să reproșezi. Da, au pus tricolorul, în fine, steagul lor, culorile steagului maghiar, pe străzi sau florile, sunt în ordinea respectivă, da? Alb, roșu și verde. Dar nu mă deranjează, fă și aici la fel, dar măcar fă tăcerea de pieton ca lumea vizibilă, fă o luminată. În fine, mă scuzați că am vorbit cam mult în emisiunea asta, mai mult eu decât dumneavoastră, dar vreau să vă întreb, să scot la noastră un proiect esențial, în afară de pod. Da. Alt. O să spun chiar mai multe proiecte pe care mi le-aș dori să le pot face la Târgu Mureș. În primul rând, nu-i vorba numai de... Deci ar fi un plan de optimizare a traficului, da? În care să stăm cu tot felul de experți și să aducem îmbunătățiri vizibile Să vedem care este planul de mentenanță a străzilor, un plan anual, să știi, uite, în mandatul ăsta atâtea străzi se repară, se frezează la suprafață și așa. Asta ar fi, pentru optimizarea traficului, aș face un proiect. Apoi, și le-am spus astea în programul meu. Apoi aș vrea ca să ajutăm ca Târgu Mureșul să fie o destinație turistică mult mai atractivă. Am propus aici cel puțin două proiecte. În primul rând, aș vrea ca Târgu Mureșul să redevină acel oraș al florilor și să facem anual un festival al florilor, un festival al luminii și culorii, în care să avem expoziții de flori în toate piețele, așa cum se întâmplă la Bruxelles, cum se întâmplă în Olanda, și să avem acele concerte de muzică clasică, modernă, și oamenii să se bucure că sunt împreună într-o metropolă a culorii și a luminii. Aș vrea să construim niște parcuri noi, împreună cu zona metropolitană, să identificăm 5-10 hectare de teren și să construim oamenii cunosc mai mult noțiunea asta de mini-Legoland, deci un fel de România în miniatură. Așa cum este la Madurodam în Olanda, într-o oră poți să vezi toate clădirile reprezentative în miniatură, făcute acolo, și e o mare atracție turistică și asta ar atrage bani. A încercat un domn să facă această poveste la noi, nu o să-i pronunț numele și nu intru în detalii, nu știu cât i-a reușit, un parc de asta miniatură, nu știu care, dacă e de succes. Eu aș prefera să fie ceva de succes, să avem un festival de muzică așa cum este la Cluj. Sau festivalul la Cluj, festival de teatru, da, cum e și la Sibiu. Adică sunt niște evenimente remarcabile. Noi nu suntem undeva pe harta României cu nimic la capitolul acesta. Nu avem niciun eveniment cultural remarcabil care spun, domnule, mă duc la, cum se numește, de la Cluj, că n-am fost niciodată... Antold, da. Sigur, nu trebuie să copiem neapărat ce este la Cluj, dar noi avem posibilități să facem. Avem și noi filarmonică și tot așa în programul meu am cuprins un centru de artă. Da, hai să vorbim prima dată de partea aceasta de festival de muzică, dar nu doar un fel de muzică, sunt muzică clasică, muzică modernă și tot așa și expoziții de artă. Am putea construi chiar și o clădire care să găzduiască, poate chiar în permanență, tot felul de manifestări de arte plastice. Cu ce bani? Păi banii nu sunt o problemă. Arătați-mi acolo pe calculator unde sunt banii, că eu nu știu, pentru că bugetul municipiului, cam 70% din el, se duce pe întreținerea clădirilor municipalității și salariile oamenilor. Deci 70% ați tăiat, mai aveți 30%. Ce faceți cu 30%? Din bugetul care e cât al firmei dumneavoastră? Bugetul trebuie regândit și trebuie optimizat. Odată, dacă atragem fonduri nerambursabile, asta e o sursă care o folosește toată lumea, și dacă suntem harnici... Nu toată lumea, noi nu. Aici da, noi nu poate nu suntem atât la primărie, mă refer, da, atât de buni până acum la absorpția de fonduri, dar trebuie să ne organizăm, să depunem proiectele bine și la timp ca să atragem fondurile acestea, fie de la guvern, fie de la comunitatea europeană. Apoi, există firmele care plătesc impozite, taxe și numai din TVA de la firmele locate în zonă ni se redirecționează o sumă importantă. Deci numai de la Materom, numai că noi avem sediul la Cristești, se redirecționează, am calculat undeva la vreo 4 milioane de euro pe an. Ei, dacă de la o companie primești atât, atunci dacă mai vin și alți investitori, păi faci podul în câțiva ani, ai rezolvat problema cu podul sau cu această clădire despre care noi vorbim aici. Și mai este încă o sursă, economiile, licitațiile făcute corect, adică să nu dăm 2 lei pe 1 leu. Înțelegeți? Da. Nu o chestie care costă pe piață 10 lei, pe noi să ne coste 20 de lei, că nu, se vorbește, că nu, banul public nu e atât de bine chivernisit. Și te doare. Nu sunt cam mulți angajați? Da, ăsta era următorul punct. Am văzut din practica primăriei și mai ales a Consiliului Județean Oradea, la un moment dat au ieșit cu vestea că au făcut economii de 50% la personal, undeva la 6 milioane de euro pe an. Deci vă dați seama că sunt bani, sunt bani. Și noi avem o organigramă la primărie foarte stufoasă. Acum, nu pot eu din afară să spun că cine lucrează și cine nu lucrează, dar trebuie introdus și ăsta, poate unii nu-l văd proiect, dar este un proiect foarte mare, a eficientiza serviciile primăriei. Adică cetățeanul când merge acolo să fie primit de niște oameni responsabili, cu zâmbetul pe buze, să nu fie nici prea mulți, nici prea puțini, care chiar lucrează și care arată respect pentru banul public. Eu nu pot. Ar fi un miracol. Dumneavoastră trebuie să... Dar eu cred în miracole. Eu cred în miracole și mi s-a întâmplat să le văd. Dar știți cum povestea mie personal domnul Șoș? Îmi povestea cum va cumpăra un program, ceva, în fine, care se folosește și pe la Brașov sau nu știu, nu mai știu pe unde, da, în care te-ai dus acolo, chiar dacă nu știi prea multe, ai făcut o cerere, îți scanează, îți intră documentul, ora, secunda, la cine este repartizat imediat la departamentul ăla și circuitul, adică știi și cât s-a lucrat la acel document. Ca exact. Tu să nu stai... Există o aplicație, dar domnul Șoș n-a reușit să facă un site nou, care e făcut în 2000. Pare rău că nu arată. Și asta bine. E problema care mă deranjează, între altă, cel mai mult, pentru că i-am spus la început. Schimbă site-ul, domnul primar. Trebuia schimbat site-ul, clar. Dar digitalizarea este un factor de succes și cred în asta în care ați spus-o, am pus-o și în programul meu și vreau să spun că am făcut multă digitalizare. Deci companiile pe care le conduc funcționează, se știe la minut câte comenzi au intrat, cine a procesat, unde-i blocat fluxul de livrare și știm pe cine să felicităm și știm unde să mergem să rezolvăm problemele. Asta trebuie neapărat. Deci acum s-au făcut semnăturile electronice, nu mai trebuie să umblăm cu documente de hârtie. Păi aveți o primărie adevărată acolo la firma dumneavoastră. Deci cine ar trebui nou aici la oraș? Cu tot respectul, chiar cred că am reușit să facem mai bine ca în multe primării și să gestionăm bine banii și să construim echipe care funcționează. Cu proceduri, cu tot ce trebuie, cu criterii de evaluare, pentru că omul cum să lucreze dacă nu e foarte clar ce-i înscris în fișa postului și pentru ce-i plătit și cum îl evaluează șeful de serviciu. Deci astea sunt niște lucruri normale, orice business multinațional sau, acum în județul Mureș, Materom este doar între multinaționale, nu mai sunt firme cu capital românesc la nivel așa de mare de cifră de afaceri. De ce? Pentru că am implementat niște factori de succes, digitalizarea, sistemul de monitor, managementul performanței, asta trebuie și în domeniul administrativ. Da. Deci cu ce ați spus că vreți să rămâneți în istorie? În afară de Materom. Cu acestea toate. La primărie. Lăsați-mi un singur proiect. Nu mă pot hotărâi. Eu știți că mă duc la cumpărături, eu nu pot să-mi cumpăr un singur lucru. Eu aș face, de exemplu, da, un ipotetic, mă sugerez, un ateneu, da? Bine, avem Palatul Culturii, dar în care nu prea poți intra. Mereu sunt lucrări și unele sunt proaste, trebuie luate la capăt. Păi am spus un centru de prezentare a expozițiilor de artă. Acum nu pot să spun cât de mare va fi și unde va fi, pentru că trebuie să ajung acolo, să adun o echipă de profesioniști și să facem un proiect de genul și să găsim finanțare. Dar cum veți atrage dumneavoastră, îi veți atrage pe investitori? Pentru că cei care au fost la primărie în ultimii 34 de ani, da, nu au reușit să-i atragă. Acum depinde cum îi tratezi, depinde ce condiții le pui. Vreau să spun că eu, așa cum ați menționat la început, de la doi oameni și poate am avut un camion care l-am cumpărat de la cineva, am atras un portofoliu de relații. Sute de furnizori de talie mondială sunt furnizorii noștri și ei au sistem de distribuție selectivă. Prin negocieri, prin discuții, prin parteneriate se creează succesul. Cu siguranță și-au dorit mulți să vină să deschidă un punct de lucru la Târgu Mureș, dar nu s-au potrivit discuțiile. Eu sunt, nici nu aștept să vină să mă caute investitorii, eu vreau să fiu... Discutați dumneavoastră. Da, eu vreau să fiu un promotor al atragerii de investitori, adică să se știe despre Târgu Mureș că este un loc în care sunt condiții bune ca să te instalezi și să creezi business acolo. Dar bănuiesc că asta, nu știu dacă în primul mandat al dumneavoastră, dacă veți avea vreo două mandate... Dar de ce să nu faci? În primul mandat, cred că ar trebui să rezolvată problema cu infrastructura, pentru că degeaba vrea să vină cineva dacă nu are cum ajunge aici. Dacă se oprește la Unirii, acolo la pod, a ajuns acolo și stă o oră jumătate ca să ajungă în oraș, da, eu cred înțeleg, că zice că nu. Dar dacă mergem în Gheorghe Doja, iar... Până își construiește acel antreprenor fabrica, mergem și noi în paralel cu proiectele noastre. Da. Deci, dacă ar funcționa, dar eu primesc tot timpul răspunsuri de genul: domnule, știi că ai nevoie de 18 proceduri ca să bagi prima lopată în pământ. Așa îmi explică cei din administrația Șoș, justifică de fapt încetineala asta. Scuze întotdeauna se vor găsi, dar progresul este pe soluții, nu pe scuze. Și atunci, dacă avem nevoie de 20 de avize, de nu știu câte aprobări, ne punem o echipă puternică pe care o monitorizăm în fiecare săptămână, chemăm oamenii la raport, bun, unde ați ajuns? Unde v-ați blocat? Deci așa am făcut toate proiectele, m-am dus eu personal pe șantier, am văzut ce se întâmplă, au fost soluții care au trebuit ajustate la fața locului. Dacă nu te lupți pentru un proiect, el nu merge de la sine. Proiectele nu merg de la sine. Nu. Eu am crezut că poate că e un bulgăre de zăpadă, îl împing așa un pic și eu la vale și te face mare. Nu e așa. Trebuie implicare și trebuie să știi cum să te implici. Și când am învățat eu despre managementul proiectelor și am instruit pe colegii mei, le-am spus așa și am văzut de la autori cunoscuți lucrul ăsta. În primul rând trebuie să lucrezi într-o echipă de proiect. În primul rând trebuie să fii un membru al unei echipe de proiect performante și după aia să conduci o echipă de proiect. Deci trebuie mare grijă pe cine punem responsabilități. De ce dumneavoastră credeți că ați fi mai bună decât ceilalți? Mai sunt și oameni de afaceri despre care am pomenit. Sunt și alții care au condus instituții, cum e fostul primar Florea, cum e Horațiu Suciu, doctor Horațiu Suciu, care conduce Institutul Inimii, care conduce și Senatul UMFST, adică au niște abilități, să spunem, manageriale. Deci credeți că ar trebui un Târgu Mureșean să spună: domnule, o votez pe doamna Baciu? Păi eu cred că ar trebui să ne uităm la niște criterii obiective. Odată, primarul trebuie să fie un bun administrator, un manager și... Și dacă descoperim că 4 dintre candidați toți sunt foarte buni manageri, ce facem? Numai un pic. Să ne uităm așa mai în detaliu. Bun, te uiți la candidat și vezi, ok, ce echipe a condus, ce bugete, pentru că astea sunt atribuțiunile primarului. Să stabilească niște politici publice, după aia să le implementeze. Și te uiți la experiența omului respectiv. Cam de ce anvergură este experiența lui? A condus 50 de oameni, 100 de oameni, 1000 de oameni. Cum a performat? În ce ligă a jucat? După aceea, ce bugete a gestionat? Și înainte de asta, le-aș sugera telespectatorilor noștri și Târgu Mureșenilor să se uite la caracterul omului, la buna credință, la sinceritate, la respectul care îl are pentru ceilalți oameni, la integritate și așa mai departe. Pentru că astea sunt calități vitale. Noi nu putem avea grijă de bugetul orașului. Cred că vreo 3-4 persoane din lista celor 8 candidați îndeplinesc aceste criterii. Acum, eu nu zic că le îndeplinesc numai eu, dar eu spun oamenilor la ce să se uite, la criteriile acestea. Odată, experiență, pentru că poți avea experiență într-un alt domeniu, dar care nu se potrivește aici, nu este relevant. Buna credință. Bun, dumneavoastră aveți bună credință, aveți credință în Dumnezeu, ați reușit mult în viață, mai mult poate decât ați crezut sunt convins că n-ați crezut că veți ajunge aici. Întrebarea este cum îi veți convinge pe cei din Consiliul Local, care sunt din partii dumneavoastră fiind independentă, să vă urmeze. Pentru că dacă Consiliul Local spune nu, noi nu. Cum fac și de la UDMR, cum au făcut și ultimul mandat al lui Florea, de nu i-au dat, nu i-a aprobat niciun proiect sau, nu știu dacă ultimul sau ultimele două, în fine, tot au amânat și așa mai departe. Pentru că dacă ei, UDMR-ul, cei de la UDMR sunt majoritari, degeaba vii cu bună credință și încerci să-i rogi frumos, pentru că nu vor asculta de planurile astea. Să știți că m-am gândit la asta încă de la început și nu mi este frică nici de UDMR, nici de alte formațiuni politice, că ar avea atâta încăpățânare încât să se împotrivească. Wow, să știți, wow! Ascultați-mă, nu se vor împotrivi la lucrurile înțelepte, la lucrurile bune, la lucrurile care chiar ajută. Pentru că, până la urmă, ar face rău cetățenilor și păi asta... Păi fac, doamnă, pentru că aveau podul ăsta de la liberali, pe care îl puteau, proiectul susținut și de liberali, dar lăsat de pe vremea mandatului lui Florea și la un proiect acolo, putea fi făcut podul și doar, dacă erau mai inteligenți cei de la UDMR și inclusiv actualul primar, puteau spune, bă, e proiectul nostru. Când administrația Șoș s-a făcut podul peste Mureș, chiar dacă a fost susținut de PNL, dar dacă nu eram noi la UDMR, nu se făcea, dar aveam primarul nostru. Uitați că fac rău cetățenilor pentru că nu au vrut să pornească podul și în 2 ani era gata. Da, da, aici e problema. Eu nu vreau să judec, că nu cunosc toate detaliile de ce nu s-au înțeles. Cu siguranță e vorba de orgoliu, de încăpățânare, de lipsă de argumente concrete și de neîncredere. N-au încredere unii în alții. Eu fiind independent, eu fiind un om care am contribuit la bugetul statului și contribui în continuare prin companiile la care sunt acționar, deci am contribuit cu 100 și de milioane, numai anul trecut aproape 20 de milioane de euro la bugetul de stat. Eu nu vin acolo să-mi caut interesul, nu vin acolo să favorizez o parte sau alta. Aici greșeți dumneavoastră, pentru că mulți vin acolo să-și facă interesul, nu vin pentru comunitate. Eu cred că aceia greșesc. Păi, și știți cine greșesc, greșește? Greșesc cetățenii care nu se uită, dacă tot vorbeam de criterii, cu ce interes vine omul acela acolo. Vine pentru un salar de primar, vine să piardă vremea că nu și-a găsit împlinirea profesională în altă parte sau vină chiar să construiască ceva. Eu vreau să construiesc ceva, eu vreau să rămână după Rodica Baciu, aici în Târgu Mureș, o amprentă și mai puternică, oricum a rămas. Da. Oricum se vede ce am construit și la ce am contribuit. Dar cu aceste abilități pe care le am, pot să influențez și mai mult. Gândiți-vă că aveți în fața dumneavoastră, să mă scuze, alți consilieri care nu sunt, majoritatea consilierilor, dar nu toți, sunt infantili și orgolioși și cu interese. Și veniți dumneavoastră, cu aerul dumneavoastră așa evavios și spuneți, domnilor, vreți să vă bată Dumnezeu? Puteți podul ăla odată. Cum îi convingeți? Că asta e... Să știți că pe partenerii mei de afaceri, cu care am făcut multe înțelegeri, parteneriate și deal-uri, nu i-am convins că vreți să vă bată Dumnezeu. I-am convins cu argumente de afaceri, cu argumente tehnice, juridice, economice și întotdeauna le-am arătat și ce au ei de câștigat. Și fiecare are... păi da, aici, dacă știți să puneți problema, veți găsi ce au ei personal de câștigat. Nu ce au ei personal de câștigat. Nu, vreau să fie foarte clar, nu sunt omul care dau șpăgi, nu sunt omul care iau șpăgi, adică așa ceva trebuie să... Ar fi chiar absurd. Doamne ferește! Întotdeauna o entitate, da, un partid pe care îl reprezintă consilierul respectiv, o masă de cetățeni, are ceva interes și atunci trebuie sincronizate acele interese și nimeni nu poate să le sincronizeze mai bine decât un independent. Sper... Și eu sunt, subliniez, un independent adevărat, real. Eu n-am fost la niciun partid politic, deci membru și nu am... Și nici nu v-a pus nimeni să candidați ca să mai luați din voturile altora. Nu. Bine. Deci pe mine nu m-ar putea pune, după ce 30 de ani am fost propriul meu șef, adică împreună cu soțul meu, noi am fost șefi unul altul, ne-am dat ordine și le-am executat și ne-am evaluat, adică nu poate să vină cineva, nu sunt în situația să mă comande pe mine cineva, fă asta, dar pentru ce să o fac? Da. Eu o fac din sinceritate și ceea ce spun aici este tot adevărul. Și va rămâne în istorie, cel puțin înregistrată, pentru că și alții au promis, chiar mie în direct, actualul primar mi-a promis că va face ceva drege, mi-a dat și termene, că eu le-am cerut termen, pentru că pe mine asta mă interesează, timpul, nu că voi face, când, peste 10 ani, nu mă interesează, eu vreau mâine, sau vreau peste 7 luni, sau peste un an, în fine, dacă prin absurd, acum glumesc un pic, pentru că nu puteți fi toți primari, toți candidații. Nu veți ajunge primar. Veți continua cu firma sau veți intra într-o zonă politică? Pentru că sunt convins că dacă erați într-un partid, șansele erau și mai mari să ajungeți edilul acestui municipiu. Veți reveni la candidatură peste 4 ani? Vă veți implica în politică sau pur și simplu veți retrage în afacerile dumneavoastră și veți spune așa a vrut Dumnezeu să-mi arată că nu se poate mai departe să conduc orașul spre bunăstare. Că asta vreți, nu? Să da, fie... asta vreau. Asta vreau și asta cred că vrea și Dumnezeu. Ca să vă răspund la întrebare, nu o să stau 4 ani să mă uit la televizor și să-i las pe alții să muncească. Familia și colegii mei mă așteaptă și doresc să continui alături de ei. Unii dintre ei foarte greu au acceptat ca eu să fac pasul în afară. Cu siguranță îmi voi găsi de lucru, deci nu o să stau, nu o să mă plictisesc și sunt o fire foarte implicată în tot ceea ce fac. Și bunicuță, da, și bunicuță. Dar ca să spun eu acum că ce voi face în proiectul acesta politic, nu pot și nu vreau să spun concret și vreau să spun concret că eu simt că voi căuta în continuare binele cetății, prin implicarea mea. Acum, exact cum, nu e momentul de povestit. Corect. Dar este o responsabilitate pe care o am și nu trebuie să fac doar pentru zona mea de confort, pentru lumea mea mică, ci oricum am făcut cât am putut de mult și prin Fundația Mater și prin alte lucruri pentru oamenii din jurul meu. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune și pentru sinceritate. Sper să aveți un electorat blând ca dumneavoastră, dar și vigilent. Poate vă va vota. Eu nu pot să fiu părtinitor. Am doar 2 candidați pe care nu i-aș mai vrea niciodată pe funcție de primar. Oricum e bine că nu votați, cred că nu. Ba da, ba da, ba da, votez. Am venit special și în ultima zi care era posibil, pentru că ai voie cu 3 luni înainte de alegeri, mi-am făcut mutații aici, special să votez împotriva actualului primar. Deci și voi alege candidatul în urma unui sondaj care va fi făcut în curând, cu cele mai mari șanse să-l bată pe actualul primar. Nu, și nu am nimic cu Zoltan Szőcs, nici că e maghiar, nici că e la UDMR și dă independent, nu. Doar minciunile pe care le-a spus și pe care mi le-a spus, nu doar pentru publicul larg, și faptul că nu a făcut ce a zis. Adică mie îmi plac oamenii de cuvânt. Sper ca dumneavoastră să fiți om de cuvânt și dacă ajungeți primar, tot ce a spus în emisiune să se realizeze. Să știți asta vă doresc. Nu mi-e rușine și nici nu mi-e frică de tot ce am spus și eu cred că se poate realiza chiar mai mult, așa cum ați spus că la Materom nici n-am visat, nici n-am povestit, dar muncind și făcând ceea ce trebuie s-a realizat mai mult decât ne-am așteptat. Și sunt sigură că și pentru Târgu Mureș se poate și am trecut așa într-o viteză mare prin câteva proiecte, dar sunt lucruri foarte frumoase care se pot face aici. Poate ne vom vedea la tablă. Și la tablă. Și la tablă în emisiunea mea. Acum i-am ținut locul colegului și mogulului Lucian Săcălean. Vă doresc o seară bună, doamnelor și domnilor, și pe curând.